Dacă n-ar fi dureroasă în sine, ar fi foarte frumoasă această sintagmă, călătoria divorțului meu. E chiar un drum inițiatic? Te schimbă? Deja când intri într-un divorț, începi să te schimbi sau ești schimbat. Însă lumea se așteaptă că odată ce ai intrat, ai schimbat starea civilă, peste noapte te-ai schimbat. Însă nu e așa, e o călătorie, e un proces care durează și durează mult. Are etape. Psihologii le cunosc și dacă cel care divorțează ar înțelege care sunt etapele prin care va trece, îi va fi mult mai ușor să le înțeleagă, să le trateze corect și nu s-ar chinui degeaba, sperând ca peste 2 luni sau peste știu cât timp să-i se schimbe viața într-un mod radical, pentru că nu este așa. Iar ce am observat prin programul pe care l-am făcut și ne-am urmărit foarte multe persoane care au trecut prin divorț, procesul este același. Sigur, fiecare divorț este unic, fiecare persoană este unică, însă procesul de recuperare după divorț este cam la fel. Eu aș întreba, până la divorț, de ce s-a ajuns aici? Pentru că, în mod normal, atunci când spui că ai totul în plan profesional, când ai o familie stabilă, fericită, e adevărat că poate nu mai fi ca la început, ca acum 20 de ani. Voi v-ați cunoscut din timpul studenției, deci foarte tineri și foarte cruzi, ați plecat la drum cu tot ce aveați mai frumos. Se mai schimbă lucrurile pe parcurs și cu toate astea n-ați putut face o concesie cumva, să spuneți, hai totuși să, nu știu, hai să nu divorțăm, am realizat prea multe împreună, ar fi păcat să pierdem totul acum. Da. De ce a fost fără întoarcere această cale? Ce-ți lipsea? Cu siguranță, după 20 de ani, faci toate eforturile să menții un lucru la care ai muncit și pe care l-ai clădit. Mai ales că din familie am avut doar exemple de familii care au rămas împreună. Nimic în jurul nostru n-ar fi dus către ceva care să ne conducă în direcția divorțului. Însă ceea ce simțeam și unul și celălalt nu mai era acea armonie și acea fericire. Nu vă mai iubeați? Probabil că nici iubirea nu mai era, dar sigur și valorile noastre au fost diferite. Unul își dorea ceva, celălalt își dorea altceva. Nici unul dintre voi n-a avut vreun alt partener în timpul relației? Nu s-a pus problema nici de alți parteneri, nici de lucruri știu eu șocante, nu am ce să povestesc ceva nemaipomenit. Pur și simplu a fost un divorț asumat în care 2 oameni maturi, împreună cu un copil care se apropia de maturitate, am realizat că în acel cămin nu era atât de bine cum părea din afară. Și atunci pentru ce? Am și o întrebare, dacă divorțul este un proces asumat, de ce trebuie să fie tratat ca o traumă? Pentru că asta își imaginează toată lumea, că un divorț asumat practic nu doare. Însă ruptura care se produce între 2 oameni, chiar când își doresc, ruptura respectivă tot doare. Adică e ca o operație. Știi că ai nevoie să faci operația respectivă, dar nu înseamnă că după operație nu ai durere. Și atunci ce o să facem? După publicitate, vreau să vă ascult pe voi, specialiștii, punând întrebări și să lucrăm puțin să vedem cum facem să nu ajungem în acest moment. Eu aș mai zăbăvi la întrebările din timpul pe care l-ai inițiat tu. Da? Ok, revenim la aceste întrebări, pentru că este într-adevăr, pare paradoxal ceea ce spunem noi aici. Vorbim despre un lucru, nu e paradoxal? Nu așa, deci se poate explica și se întâmplă foarte des. De ce se ajunge? Doctor, generalist, Gabriela Saulea, pentru că asta este, pentru că a muncit foarte mult să aibă tot ce-i trebuie și și-a dat seama că, de fapt, poate a... uitat esențialul, și anume relația cu soțul ei. Și el medic, foarte ocupați, într-o companie medicală mai multe foarte companii, mare. Fiecare și atunci, eram într-o foarte companie. Multă muncă. Să fie acesta primul motiv pentru care relația s-a dizolvat? Un motiv important pentru care relațiile în general se dizolvă ar fi faptul că lumea nu investește în relații. Deci suntem învățați să investim foarte mult în carieră, să studiem, facem multe școli, facultăți, masterate, la job. Însă, după ce ne căsătorim, nu mai învățăm nimic despre cum să avem o relație bună. Ce de aici a început, poate a fost și cea mai mare greșeală voastră pe care ați conștientizat-o mai târziu? Este o greșeală care o întâlnesc frecvent, a fost și a noastră și în general lumea nu e conștientă că și o relație se întreține și se investește în ea la fel cum faci la job. Cum se investește într-o relație? Apropo de faptul exact, că iată, investești atât în școli. Eu îmi permit să intervin. A zis foarte bine Gabriela, relația este ca o vietate. O vietate care necesită curățare, îngrijire, hrănire, întreținere. Deci orice entitate vie, ca să zic așa, are nevoie de aceste componente. Pe de o parte. Pe de altă parte, la noi, la psihologi, ca să zic așa, există o scală a stresului, în care divorțul, pe o scală de la 1 la 100, care 100 înseamnă moartea unui partener, divorțul are 73, iar separarea maritală 65.
Deci ca să înțelegem cumva unde ne poziționăm în momentul în care două persoane divorțează sau se separă. Pentru că până la urmă niciodată un divorț nu se întâmplă exact în momentul în care este pronunțat din punct de vedere legal. Ori are locul mult mai devreme, ori mult mai târziu. Mult mai târziu. Deci nu este obligatoriu să fie atunci. Așa, da. Dar cum facem concret pentru oamenii de acasă, care poate trec prin astfel de probleme? Cum avem grijă de această vietate numită relație, în care uităm să mai investim și investim doar în carieră, în studii, în tot felul de funcții și de doctorate, uităm de relație. Repet, crezând că ne vor asigura fericirea, am mai spus asta. Da. Toate lucrurile astea, carieră, vacanțe, salariu mai mare, mașini, case foarte fancy, haine, ceasuri, bijuterii, toate astea sunt științific demonstrate că nu ne asigură fericirea decât pe o perioadă scurtă de timp, pentru că creierul este obișnuit să se sature de asta. Având în vedere că tema discuției de astăzi este divorțul și punând-o în centru acestui debate, rețete pentru a întreține o relație fericită de căsnicie sunt foarte multe și foarte personalizate, pentru că diferă. Eu aș vrea să întreb și aș vrea să ne focalizăm foarte mult pe ultimii pași pe care îi face orice femeie sau orice bărbat în a rezista înainte de decizia finală. Pentru că acolo, în opinia mea și este atent urmărită pe cazurile pe care le am în terapie, sunt două foarte importante și aș vrea să faci oarecum referire la ce încerc să propun ca ipoteză. În prima fază este dialogul ăla participativ, în care vin și îi spun, mai ales că voi erați medici amândoi, astea sunt doleanțele mele care nu se mai respectă în ultima perioadă. Sunt curios, dar imediat după ce termin, ce răspunsuri ai primit atunci? Pentru că ăla e primul factor în care încerc să le așez cu frumosul, cum ar veni, și pasul 2 în care nu răspunde la doleanțele mele cu frumosul și atunci încerc să le forțez. Oamenii nu acceptă termenul de șantaj, numiți-l cum vreți voi, dar tot e un șantaj. Adică îl fac să facă ceva împotriva voinței lui. Și acolo iar sunt curios să văd cum ai acționat tu, până la decizia că nu se mai poate și ai divorțat. Ai perfectă dreptate, așa se întâmplă. Avem această etapă în care încercăm să negociem cu partenerul. De multe ori când negociem, cerem lucruri care de fapt nu sunt lucrurile pe care ne le dorim. Aș vrea ca tu să nu mai ești cu băieții, dar nu spun că am nevoie de mai multă atenție. Corect. Deci n-ai știut la momentul ăla. N-am știut la momentul respectiv ce anume să comunici nevoia. N-am înțeles care era nevoia lui. Cu siguranță nici eu la vremea respectivă nu înțelegeam că poate nici nevoile lui nu erau acoperite de către mine. Așa. Și undeva s-a rupt dialogul. Gabriela, era și din lipsa unui timp real, efectiv, de a vă confrunta? Adică erați tot timpul pe fugă, nu era... Știm cum se întâmplă în societatea noastră, că ajungi obosit, ajungi fracasat, sunt o grămadă de alte priorități până ajungi să-ți pui în ordine problemele sufletești. Plus că nu știm să comunicăm. Noi nu suntem învățați deloc să comunicăm, să ne exprimăm. Și atunci e firesc să întâmple asta. Am mai vorbit-o și e bine că se repetă, pentru că așa oamenii vor înțelege. Devine un tipar. În primul rând, să spunem celui de lângă noi ce ne doare, ce ne lipsește, și să-l întrebăm și pe celălalt, pentru că e nevoie și de reciprocitate. Eu aici am un amendament, dacă eu nu știu ce vreau, cum să-i spun celuilalt? Și pe Gabriela, că aici este problema. Exact. Spune niște simptome. Eu mă simt, nu-mi place că pleci cu băieță, dar de fapt boala profundă, eu nu mă mai simt în centrul atenției tale. Exact. Și până te prinzi că de fapt asta era problema. Că eu am nevoie de atenție. Exact. Dar și celălalt. Deci, în primul rând e vorba de a te întoarce. Când vezi că ceva nu mai funcționează în orice relație, te întorci întâi spre tine să vezi ce nu-ți convine. Dacă cel de lângă tine vrea această relație, va face totul să-ți dea ce-ți lipsește, dar tu trebuie să-i dai lui. Eu n-aș vrea să ne ducem într-o zonă în care să spunem, domne, eu sunt o prințesă, mie trebuie să-mi îndeplinești chestia asta, că dacă nu plec. Asta nu înseamnă că nu există zona. Există, dar nu este corect. Adică, important este să ne aplecăm și către celălalt, dacă vorbim de comunicare. Comunicarea nu e doar de la un capăt. Dacă comunic eu, uite cum văd eu treaba și dacă nu e așa. Da, deci, important este să avem iubire. Deci, oamenii se despart pentru că, de fapt, ei nu se iubesc, deși spun că se iubesc. Se folosesc unul de altul, pentru că iubirea presupune ca eu să mă las puțin în anumite momente, să mă las puțin la o parte și să mă uit și la celălalt. Amândoi suntem obosiți, da? Pentru că știm cum este să avem familii, să avem copii, dar nu este la fel de simplu ca atunci când suntem doi. Și
atunci important este să te deschizi și să dăruiești tu în primă fază. Eu tot timpul spun, ok, tu vrei asta, dar tu ce poți să dai în schimb? Pentru că în momentul în care dai, cu siguranță și primești, doar dacă stai cu cineva deci care este total... Deci schimbarea trebuie să pornească în primul rând de la tine ca corect. Să poți evident. Produce în celălalt. Ok, da, și în pasul 2, când ai observat că nu are eficiență și că nu reușești să comunici, ai încercat să forțezi lucrurile înainte de decizie? În momentul ăla am considerat că singura opțiune este să-mi iau viața în propriile mâini și să-mi găsesc... Fără să-l mai încerci să-l... N-am mai încercat, pur și simplu probabil amenințarea a fost momentul în care am hotărât că cea mai bună soluție este divorțul. Sigur, mi-au trebuit mulți ani ca să înțeleg lucrurile. A acceptat ușor? Da, a acceptat, și acum